Harus nu s-a mai răzgândit în ultima clipă, a semnat pe 5 ani cu FCSB. El are avantajul faptului că a avut continuitate în pregătire și în meciuri, așa că nu cred că va fi o problemă pentru el să se adapteze și să intre în echipă. Primul meci al lui Haruț ar putea fi cu Academica Clinceni, Colonia cu 4 foști jucători de la FCSB, Cristi Tănase, Pârvulescu, Rusescu și mai nou Adi Popa. O echipă experimentată, cu jucători experimentați, valoroși, alcătuiesc un grup, un gen. Noi avem de partea noastră tinerețea și entuziasmul, faptul că suntem pe primul loc și că trebuie să rămânem acolo. În locul lui Haruț, FC Botoșan și-a adus un jucător din Liga, de la Dijon. Bogdan Racovițan e un român mutat de la 12 ani în Franța. Acum are 20 de ani și a fost de 6 ori în lotul echipei mare a lui Dijon.